Bun venit în Europa liberă! Suntem la Consiliul Europei, dar astăzi nu vorbim politică. Discutăm despre cinematografia românească. Pentru că la Strasburg, în orașul care găzduiește Consiliul Europei, are loc un festival de film românesc. Am aici ca invitați doi tineri care s-au ocupat de organizarea acestui festival, Dorel Toderici și Călin Sas, din în partea seara. Organizației în Studenților Români din Strasburg, ADERS. Cum s-a pus pe picioare acest proiect. Nu am început cu acest proiect uh, acum 2 ani, suntem la treia ediție și ambiția noastră a fost să-l facem din ce în ce mai mare, să-l diversificăm din mai multe puncte de vedere și să aducem cât mai multe lume ca să vadă filmele românești la Strasburg. În 2012 ați pornit cu o mână de oameni, studenți, aici la Strasburg, cu ce fonduri? Uh, cu niciun fond. Aveam doar o promisiune din partea Institutului Cultural Român care nu a putut să ne financeze în, în anul respectiv pentru că am depus cererea mult prea târziu, dar echipa a fost foarte motivată și cum cinematograful avea deja un format de cinematograf românesc și vrea de, cinematogra de cinematograf străin, a vrut să introducă cinematograf românesc în programare și atunci l-am făcut fără sprijin. Anul trecut am avut sprijin, ceea ce. Cred, credem noi că e și mult mai bine. Iar anul ăsta, ce a fost, care a fost marea contribuție, a fost implicarea noastră, pentru că noi în fiecare an am contribuit din ce în ce mai mult la realizarea festivalului, de la comunicare, la subtitrat filme și contactat distribuitori. Făcut afișe, vorbit cu invitații, așteptat invitații. Deci partea de organizare locală din Strasburg, cam pe asociația noastră s-a bazat. Hai să facem o recapitulare. Anul ăsta, ultimul, ultima ediție, să spunem, din 2013, cea mai nouă ediție a acestui festival, din 2014, îmi pare rău pentru greșeală, a fost realizată cu sprijinul ICR-ului din, Bruxelles, din Bruxelles, Institutul Cultural Român din Bruxelles, care va a finanțat pentru invitații, în ce am înțeles, pentru filme, da. pentru aducerea filmelor. Iar sala unde are loc acest eveniment, este, unde a avut loc acest eveniment. Este la cinematograful Odisee, care se află în centrul Strasburgului. Un cinematograf de tradiție, care împlinește 100 de ani, are o sală principală foarte frumoasă, unde au avut loc premierea filmelor și unde ne-am primit invitații, care au putut să vorbească cu publicul. Uh, am luat legătura din timp cu directorul cinematografului, domnul Fariuc Gunaltai și am uh, început selecția filmelor pe mai multe criterii, iar între timp am ținut legătura tot timpul cu Simona de Geratu, reprezentanta de la Institutul Cultural Român din Bruxelles și împreună am ales filmele și am căzut de acord asupra invitațiilor. Noi am vrut ca anul acesta să avem mai mulți invitați, pentru că până acum aveam doar un singur invitat și cu ajutorul lor i-am adus pe acești cineaști în Strasburg, anul ăsta am avut patru Cu alte cuvinte, ați avut o susținere financiară din partea ICR-ului patronul cinematografului Odise v-a pus la dispoziție sala Directorul, da. și voi ați pus osul la treabă, cam câți studenți români de la Strasburg au făcut voluntariat pentru acest festival și ce ați făcut voi exact? Publicitate înțeleg și mai ce? Ok, în total au fost uh, 20 de voluntari Din ea, 20 de voluntari, spre surprinderea noastră, Nu au fost toți studenți Au fost și proaspeți absolventi, foți membri aders, Care ori uh, contribuit Acum, <fie> pentru că toți au școală, job și probabil și alte planuri Asociația au căzut pe ultimul loc, așa că contribuția lor a fost graduală Am fost într-adevăr un grup de 5-6 care am fost prezent și am, și am făcut și nopți albe pentru festival noi ce am făcut? Am construit site-ul festivalului, am făcut o preprogramare, evident programarea trebuia validată atât de directorul cinematografului cât și de ICR Bruxelles, iar după... Am făcut lista de filme pentru preselecție și tot timpul am ținut legătura cu de la, de la ICR Bruxelles. Ne-am zis acestea sunt filmele care ne plac cel mai mult, am vrea invitați ăștia, ei ne-au zis noi îi propunem pe ăștia pentru că ei am colaborat. Și, deci, pe lângă site, afișe, toată publicitatea care noi am dus-o în universități și așa, a venit cu niște idei ale noastre, pentru ca să-l facem cât mai mare. O întrebare ar fi legat de invitați. Să înțeleg că ați avut și o secțiune de dezbateri, în care cineastul care a regizat un film sau un actor a, fost, a participat cu... A avut un dialog direct cu publicul? Absolut, absolut. Asta e partea frumoasă, atât a cinematografului și a organizării festivalului în sine, e un lucru care domnul Gunaltea îl face frecvent și noi am aderat la principiul ăsta. Invitatul vine, își prezintă filmul, iar la sfârșitul filmului, în, în sală, invitația, a ocazia să pună întrebări, să discute, să, să facă observații, iar după, într-o într atmosferă ceva mai convivială, la primul etaj al cinematografului, a fost un cocktail, la care studenții și ceilalți participanți puteau să pună întrebări care probabil nu îndrăzneau să le pună în sală. Ce ați învățat din experiența din 2014? Cum va fi festivalul din 2015? Anul ăsta am înțeles că ați avut o anumită structură. Cum îl gândiți pe cel pentru 2015? C Aș vrea să vorbesc un pic despre lucrurile care mi-au dus noi anul acesta, pentru că după părerea mea au fost importante. În primul rând am zis vrem să mergem dincolo de cinematograf. Deci nu atât să aducem oamenii la cinematograf, ci fiind un festival făcut prin voluntariatul unei asociații de studenți, să ducem în rândul studenților. Și așa am organizat o întâlnire la universitate. Este acolo cineva care ne-a ajutat, doamna lector universitar Ana Maria Gârleanu și uh, care ne-a pus în legătură cu un doctorant care își face lucrarea pe cinematografia de, din Europa de Est și am chemat un regizor tânăr, pe Andrei Georgescu, care a avut la festival scurmetajul de loguri terapeutice și acolo, într-un anfiteatru foarte frumos dedicat pentru proiecții de film, am făcut o întâlnire cu studenții. Intrarea a fost liberă și discuțiile la fel. După vizionarea scurmetrajelor s-au pus întrebări și uh, s-au discutat pe marginea filmelor pe de o parte, pe de cealaltă parte uh, o să continui eu. Te rog. Uh, uh. În aceeași dinamică că noi suntem asociație de studenți, ce ne reprezintă pe noi? Tinerii realizatori și scurmetraje. Un scurmetraj e mult mai ușor de, de digerat de către nostru. Și atunci am, am vrut mai multă prospețime în cadrul festivalului și am propus directorului cinematografului câteva scurmetraje care să ocupe durata unui film. După mai multe alegeri și negocieri, am reușit să ne oprim la cele trei scurmetraje pe care le-am avut, au fost foarte bine primite de public, ne-au plăcut foarte mult și vrem să continuăm să rămână o componentă de scurtmetraje în festival. haideți, pentru că ați amintit de această rubrică a scurtmetrajelor, haideți să nu uităm de lungmetraje și să menționați ce filme, pentru ce filme ați chemat publicul anul ăsta deci, la festival. Ca să terminăm cu scurmetragele au fost dialoguri terapeutice filmul Șanțul și filmul Chefu ele sunt difuzate împreună deci când cineva își cumpără bilet merge și vede sesiunea de scurmetraje, nu sunt separate iar lungmetrajele să le spunem prima dată pe cele care m-au avut invitați deci la Funeralii Fericite le-am avut pe sceno, scenaristul Adrian Lustig la filmul La limita de jos a cerului este un film care vine din Republica Moldova regizat de Kobilianski, l am avut pe actorul principal Igor Babiac iar uh, cele două alte filme, deci Andrei Georgescu pentru dialoguri terapeutice, care a fost și la universitate, și uh, un film din partea comunității române, nu sunt faimos, dar sunt român. pe care am avut pe actorul principal, realizatorul și scenaristul Tom Ainach și producătorul. și producătorul Tom Ainach. Um, și am avut, uh, ca să te terminăm, rom. Metabolism, uh, Sunt o babă comunistă, Marți după Crăciun, O Lună în Thailanda și documentarul Capitalism, Rețeta noastră Secretă. Care dintre aceste filme a incitat cel mai mult interes din rândul publicului? N-aș face neapărat o distinție între publicul românesc și publicul francez sau german. Știm, Strasburgul se situează la zona aceasta de confluență dintre Germania, Franța și Elveția, deci ați avut public din toate cele trei țări. Care dintre producțiile astea a fost cel mai gustat de public. Părerea mea e că gusturile sunt împărțite și tocmai de aceasta pe site-ul care l-am făcut, festivaldefilm.aders.fr, am luat fiecare film în parte, am pus câteva imagini mai sugestive și le-am descris, atât în franceză cât și în română. Și lumea poate să-și facă o părere. Unora le plac poveștile de dragoste, alții, altora le plac documentarele cum este capitalismul în rețeta noastră secretă, altora le plac scurmetrajele, părerile sunt împărțite. Noi, de-a lungul festivalului din serile în care am fost, cea mai multă lume a fost, bineînțeles, în prima sâmbătă seara la funerale Lansate, fericite. La lansare. Da. La lansarea festivalului. 2014, sunteți, tragem o linie, festivalul de film românesc de la Strasburg. Ați fost mulțumiți de cum a decurs? Ca, ca și organizator întotdeauna nu suntem pe, pe deplin mulțumiți, dar suntem foarte mulțumiți că ceea ce ne-am propus din partea noastră ne-am realizat, ne-am ținut de cuvânt, tot ce am notat s-a realizat. Acum rămâne ca și publicul să, să ne arate dacă le-a plăcut, dacă vor să mai vină și credem că vor să mai vină. Cum v ar fi una dintre ultimele mele întrebări, cum v-ați organizat tu voi dezvălui celor care ne privesc faptul că tu ești medic, ai fost membru al acestei organizații studențești, dar acum ești medic, ai prin, urmare, ai prin urmare mult de lucru, tu ești încă student, însă cum, cum v-ați organizat astfel încât să puteți să vă țineți și de joburile voastre și să puneți, iată, în mișcare rotițele acestea ale cinematografiei românești în, în Alsacia? Cel mai important a fost că am lucrat foarte mult pe internet. Deci foarte mult am lucrat pe Facebook și cu fișierele de pe Google Drive. Sunt niște fișiere puse la dispoziția tuturor voluntarilor și fiecare voluntar poate să intervine să facă modificări și să-și aducă fișierele cu munca lui. Ce-a stat în spatele motivației noastre au fost două lucruri. Eu consider că fiecare român care plecat din țară e dator să fie ambasador al țării lui. Fiecare român plecat trebuie să facă ceva din partea lui pentru țara de unde a plecat. Și noi aici, în Strasburg, pentru noi cel mai ușor și mai plăcut a fost acest festival de film. Am adus o parte din cultura românească aici la Strasburg. Pe de o parte și pe de cealaltă parte, bineînțeles că e multă muncă și practic tot timpul nostru liber din ultimele luni de zile au fost dedicate, dar cu plăcere, aceste activități. Pe lângă competențele pe care le-au câștigat învățând și lucrând pentru festival, noi vrem ca festivalul să devină un spațiu de întâlnire între regizorii români, regizorii francezi și regizorii români între ei. Să de aștepte să vină la festival, să se să transformă într-un eveniment care să genereze inclusiv turism. Am încercat anul acesta cu tinerii cineași și sperăm să avem curând cât de multe colabore franco-române. Călin Dorel, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Așadar, oameni buni, filme românești la Strasburg, între ele și un film moldovenesc. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la Consiliul Europei, pentru prezența mulțumesc. în studioul pus la dispoziție de Consiliul Europei. Toate cele bune, noi mergem la film.